Eu mi-aduc foarte bine aminte de faptul că acum 10-15 ani, ideea de digital environment era doar un concept science fiction. În acest moment, ea este pura realitate. Toate dispozitivele pe care le avem trebuie să se interconecteze, iar asta se întâmplă de obicei prin intermediul unui router. Noile rutere vin cu noi facilități, gen cloud, dar și cu vechi probleme, cum ar fi că utilizatorii își lasă userul admin și nicio parolă. Dar astea sunt mai degrabă probleme ale utilizatorilor și nu ale routerului. Piața de rutere wireless aduce nouă ideea de cloud. Pentru astăzi m-am gândit să vă prezint două noi rutere de la D-Link care au acest suport de cloud. Este vorba de DIR826L și DIR505L. Pe baza unui cont creat se poate accesa această platformă. Această platformă MyD-Link Cloud este foarte intuitivă și ușor de accesat, fie de pe telefon, fie de pe o tabletă sau de pe un browser. Cele două noi rutere de la D-Link au forme ingenioase, pot spune, și plăcute. DIR826L are formă tubulară, cilindrică. DIR505L are forma unui adaptor comun, obișnuit, care se poate introduce direct în priză fără fi nevoie de fire. Diferența de bani față de un router obișnuit nu este mare, dar nu foarte mare, încât să descurajeze potențialii clienți, potențialii doritori de un router deștept cu cloud. Este vorba de până în 150 de RON față de un router cu aceleași specificații. Personal pot spune că aceste rutere aduc un plus de valoare unui router obișnuit chiar și pentru birou de acasă. Poți accesa, poți controla cine îți utilizează rețeaua, dacă ai utilizatori necunoscuți în rețea, dacă ești conectat la niște camere wireless de supraveghere, poți vedea de oriunde ce se întâmplă acasă. Acestea sunt viitorul routerelor clasice.